Auzi, mă gândeam ieri seară, când termin golful și o să aibă cam 240 de cai, dacă întâlnesc un trafic, o cupra ca a ta de 240 de cai stoc, ce o să se întâmple? O să iei bătaie. Păi de ce? Că dieselul are mai mult cuplu decât benzina. Păi da, da, e benzină, turații mai multe, deci iei bătaie. Păi da, da, cuplu, eu zic că contează totuși. Da, da, iei bătaie, cupra bate, e simplu. Băieți, băieți, ce s-a întâmplat? Iar vă certați? Păi ăsta zice că aș lua bătaie cu 240 de cai diesel de la 240 de cai benzină. Normal. Situația nu este foarte complicată, dar haideți să vă explic. Benzină versus diesel sau cai versus cuplu? Haideți să vedem care este adevărul. În primul rând, ce este cuplu? Cuplu este o mărime fizică care reprezintă tendința unei forțe de a roti un obiect în jurul unui ax. Ce înseamnă asta? Să spunem că avem de strâns un prezon cu o forță de 50 de newtoni. Avem nevoie de un braț al forței, de exemplu, de 0,5 metri, la capătul căruia să aplicăm o forță de 100 de newtoni și obținem un cuplu de strângere de 50 de newton-metru. Sau putem să punem o forță de 50 de newtoni la un braț de 1 metru. Haideți să vedem cum este generat cuplu în interiorul motorului. În interiorul motorului, cuplul este generat de forța de apăsare a pistonului înmulțită cu lungimea brațului maneton. Ne generează cuplu în interiorul motorului. Cum putem mări cuplu în interiorul unui motor fără a umbla la caracteristicile constructive ale motorului? Doar mărind forța de apăsare. Spuneam într-un video anterior că forța de apăsare este dată de intensitatea exploziei sau valului de explozii ce are loc în interiorul cilindrului. Haideți să vedem ce sunt caii. Nu putem să discutăm despre cai putere fără să știm ce este acela cuplul. Cuplul este o componentă a puterii, iar puterea este mărimea fizică egală cu lucrul mecanic efectuat într-un interval de timp. Avem aici mai jos următoarea formulă. Puterea în wați, în sistemul internațional, este egală cu cuplul în newtoni ori viteza unghiulară în radian pe secundă. În cazul automobilelor avem puterea în cai putere este egală cu cuplul în newton metri ori turația motorului la care avem cuplul respectiv împărțit la 7120. Haideți să vedem pentru două motoare diferite cum putem obține 200 de cai putere. În cazul motoarelor pe benzină, pentru a obține 200 de cai putere la 7120 de rotații pe minut, avem nevoie de un cuplu de 200 de Nm la 7120 de rotații pe minut. Am folosit aceste cifre pentru a simplifica calculul matematic. În cazul unui motor diesel, pentru a obține aceeași 200 de cai putere, avem nevoie de un cuplu de 400 de Nm la 3560 de rotații pe minut pentru a obține 200 de cai putere la 3560 de rotații pe minut. Din păcate, mașina nu accelerează ținând turația motorului constantă. Adică mașina nu stă tot timpul la 7000 de rotații pe minut și accelerează cu 200 de cai. Dacă era așa, nu era nicio diferență între accelerarea produsă de un motor pe benzină și accelerarea produsă de un motor diesel. Din păcate, mașinile accelerează pe o plajă de turație în funcție de cutia de viteze. Imediat intrăm puțin în detalii. Înainte să ajungem la dezbaterea de astăzi, diesel versus benzină, vom vorbi întâi despre benzină aspirat versus benzină turbo, iar pe tablă avem și graficele lor. Dyno. Avem în felul următor. Cu roșu și verde
benzină aspirat, 200 de newton cuplu, 200 de cai putere, iar albastru cu negru, 280 de newton cuplu cu 200 de cai putere, o benzină turbo. Haideți să vedem cele două mașini cum accelerează. Să spunem că sunt amândouă pe autostradă, una lângă alta, da? Și amândouă au schimbat din treapta 3, treapta 4, da? Ce se întâmplă cu puterea? În cazul celui aspirat, da? Schimbăm de la 7000 de rotații pe minut, ajungem în zona de 5200, de exemplu, corespunde unei puteri de 160 de cai putere. Adică mașina cu motorul aspirat va începe accelerarea în noua treaptă de viteză cu 160 de cai putere. Benzinarul turbo, da, va începe, conform graficului dyno, accelerarea în noua treaptă de viteză cu 190 de cai putere. Ceea ce îi conferă un avantaj. Media de cai pe care accelerează mașina, fiind mult mai mare, benzinarul turbo va accelera, evident, mult mai puternic. Iată, ne ajungi și la finalul dezbaterii benzină versus diesel. Înainte de a intra în detalii, trebuie să facem câteva mici precizări. Și anume, graficul dyno al motorului pe benzină, 200 de cai și 280 de Nm, este o medie a mai multor grafice dyno obținute la un motor de benzină turbo de 2 litri. Da? Iar la diesel, la fel, o mediere a mai multor grafice dyno în zona de 200 de cai putere sau obținut aproximativ 400 de Nm. Haideți să vedem cum accelerează cele două mașini. David spunea că cel cu 400 de Nm va accelera mult mai tare pentru că are mai mult cuplu, iar Mihai spunea că are mai multe ture și acest lucru îl avantajează. Haideți să vedem cum accelerează cele două mașini. Cu roșu avem mașina pe benzină, iar cu negru avem mașina diesel. Să spunem că ambele mașini se află la 50-60 de km pe oră în treapta a doua și accelerează. Da? Mașina pe benzină va tura 7000 de rotații pe minut în treapta a doua, iar când va schimba treapta a treia, va pica în zona de 5000 de rotații pe minut. Asta înseamnă că va accelera pe o plajă între treapta, pe toată treapta a treia, pe o plajă de 175-200 de cai putere. Haideți să vedem ce se întâmplă la cel diesel. Ajunge la 4400 de rotații pe minut în treapta a doua, schimbă treapta a treia, pică la 3400 de rotații pe minut în treapta a patra și în treapta a treia și accelerează toată treapta a treia cu 165-200 de cai. După cum se vede, benzina deja are un mic avantaj, accelerând pe o plajă de cai puțin mai mare. Să vedem ce se întâmplă în treptele următoare. În treapta a patra, benzina accelerează pe o plajă de 180-200 de cai, dieselul 175-200. Benzina pe treapta a cincea accelerează pe o plajă de 190-200 de cai, iar dieselul 175-200. Din valorile de pe tablă putem spune că două mașini având aceeași greutate, aceeași aerodinamică, cea pe benzină va accelera mai tare, adică va câștiga. Revenind, valorile pot fi modificate, adică putem avea și un motor pe benzină cu 200 de cai și 350-400 de Nm cuplu, da? Sau un motor diesel la 200 de cai poate să aibă și 450-470 de newtoni. Dar mașina nu va accelera pe plaja respectivă. Adică noi degeaba facem un cuplu mult mai mare între 2000 și 4000 de ture, pentru că mașina nu o să stea niciodată în plaja respectivă. Va sta tot timpul între 5000 și 7000. Și la diesel la fel. Degeaba o să avem noi un cuplu de 470 de newtoni la 3000 de ture, da? Când mașina nu va accelera niciodată în zona respectivă, ea accelerând doar între, de exemplu, 3500-4500 de rotații pe minut, zona de interes. Sper că v-am lămurit cât de cât cu această dezbatere. Răspunsul diesel versus benzină nu este unul foarte simplu și ține și de preferințele fiecăruia.
Așadar, v-ați lămurit? Deci, în concluzie, sper că ați înțeles care este legătura între cai și cuplu, iar răspunsul la întrebarea care dintre cele două mașini va câștiga vine în felul următor. Între 240 de cai diesel și 240 de cai benzină va câștiga mașina care va avea mai mulți cai pe plaja pe care urmează să accelereze. Dacă v-a plăcut, vă invităm să ne dați un like, un share, un subscribe și până data viitoare, drumuri bune!